Constantin, una mea colegă,
Sper că e de acord cu acest apelativ. Pentru că, zic eu, am făcut o echipă în adevăratul sens al cuvântului și împreună am putut să finalizăm un proiect la care lucrăm de ceva vreme, pentru că nu e așa lucrurile temeinice. Iarăși, sunt nevoită să apelez la cuvântul ăsta. Necesită efort, necesită timp, dar suntem în punctul în care, iată, un pic mai mult decât 65 de ani, cât s-au sărbătorit anul trecut în noiembrie, de când această instituție de cultură există în peisajul educațional Călăraș, am reușit să așternem pe paginile unei cărți istoria de 65 de ani a acestei instituții de învățământ. Și, de fapt, mai mult decât atât, pentru că dacă ar fi să ne raportăm la punctul de început al acestui lăcaș, ar trebui să începem cu anul 1926, în prima perioadă interbelică, o perioadă în care inclusiv orașul de pe malul Borcei își regăsea cadența, intra într-o normalitate, într-o modernitate, din care dorea să scoată în evidență faptul că și noi, un oraș la marginea Bărăganului aici, putem avea o instituție de cultură prestigioasă. De la Școala Normală de Învățători, care se dorea a fi atunci, în 1926, această instituție, până în 1948, au fost însă destule sincope, dacă e să ne gândim la eternele crize economice, care atunci, în anii perioadei interbelice, ne place să vedem că am depășit această perioadă, dar iată și acum, au afectat, din păcate, și orașul Călăraș, și n-a fost să fie spre beneficiul nostru, recunosc aici, o școală normală de învățători, pentru că într-un final a fost mutată la Târgoviște, iar acest stabiliment, respectiv corpul vechi al școlii, a fost în primul rând gândit poate pentru noi. Iată, dovadă că în 1948, aici, la 15 octombrie, suna prima oară clopoțelul școlii tehnice agricole Călăraș. În decursul timpului, până la momentul în care ne aflăm, școala se va renumirea. A trebuit să fie, până în 1955, școala tehnică agricolă, cum spuneam, pentru încă 2 ani școala medie tehnică, apoi primirea a două centre agricole care funcționau în orașul Călăraș, începând cu anul 1957 până către 1966, școala noastră a funcționat sub numele de Centrul Școlar Articol Călăraș. În 1966 până către 1990 am funcționat sub denumirea de Liceul Agroindustrial Călăraș. Și dacă e să mă uit la câțiva dintre dumneavoastră despre care știu că ați fost elevii școlii noastre, probabil că ați prins acea perioadă. Domnul Emil Mușar, dar domnul profesor Culea, știm că este absolventul primei promoții de cursanți care au frecventat cursurile acestei școli între 48-51. Începând însă cu anul 1990, în primii ani tumultoși, nu-i așa, de după revoluția noastră decembristă, școala și-a mai schimbat de două ori denumirea, respectiv în 1990, când pentru 10 ani s-a numit Grup Școlar Agricol Călăraș, iar începând cu anul 2004, iarăși va trebui să apelez la cuvântul care astăzi va fi oarecum prea des uzitat, ne place nouă să credem, este un cuvânt de notorietate, o denumire de notorietate pentru școlile din Călăraș, Colegiul Agricol Sandu Aldea. Mă văd nevoită aici să puntez puțin cine a fost Sandu Aldea. Într-o propoziție, un cunoscut agronom și, în ultimul rând, un scriitor de mare sensibilitate a zonei rurale românești, ai perioadei de final de secol XIX și început de secol XX. Dacă ar fi acum să fac un arc peste timp, respectiv în 1926, când piața de temelie a acestui stabiliment de cultură, monument istoric, punea piața de temelie a acestei
instituții, în prezența ministrului instrucțiunii de la acea dată, Constantin Angelescu, și până în acest moment, cei 88 de ani sunt o istorie, putem să o considerăm cum dorim, la scară mică sau la scară mare, dar în orice caz, 88 de ani, măcar raportați la vârsta media unui om, înseamnă totuși un număr destul de mare de ani. Nu vrem neapărat să vă captăm atenția, să discutăm mai ales despre în detaliu lucruri legate de absolvenți, nici măcar despre profesorii destui emeriți ai acestei școli, nici măcar despre directori pe care pe unii dintre dânșii s-a avut cu această ocazie. Vrem însă să punctăm faptul că acest liceu de la marginea Bărăganului a adunat în decursul timpului o sumă de oameni, de profesori, veniți aici din toate colțurile țării și nu numai, dacă e să ne gândim la colegi care veneau din continuu Basarabiei pe vremea aceea în componența URSS-ului sau din Bulgaria socialistă de atunci, dar care au ales să-și împlinească aici destinul. Evident, mulți dintre dânșii au ales să plece în conjunctura de după 90, când a fost posibil acest lucru, dar cei mai mulți am ales să rămânem aici și să ducem mai departe destinerea acestui liceu în ideea că elevii pe care noi îi pregătim sunt singurii care legitimează existența unei instituții, fie ea chiar și de cultură. Pentru realizarea cărții despre care facem discuție astăzi, noi, autorii, am folosit, în primul rând, documente. Stipule ce? Obiectiv al documentului de arhivă de la Biroul Județean al Arhivelor Naționale pentru perioada de până în 1960 și apoi pentru perioada din 60 până la momentul de care facem discuția acum, din documentele care există în arhiva școlii. Și da, recunoaștem aici, a fost o muncă care, pot să spun, ne-a plăcut, ne-a captat la un moment dat. În sensul că vreau mai mult. Pentru că acolo deja era o lume nu moartă, cum ne-am aștepta, nu? Ci o lume vie pe care am vrut, în măsura în care, cu forțele noastre, să o aducem la suprafață și să o facem cunoscută și dumneavoastră, în ideea că și această instituție de cultură merită să-și recupereze trecutul. Nu în ultimul rând vreau, din nou, a făcut-o doamna profesoară Constantin, reiterez eu acum să mulțumesc tuturor colegilor care, cu multă bunăvoință, ne-au pus la dispoziție informații, documente, fotografii, pe care, în continuare, ne-ar face plăcere să putem să le vizionăm împreună, pentru că nu-i așa, o imagine spune mai multe decât multe cuvinte. Da? Este prima promoție a școlii. Fotografie ne-a ajutat domnul profesor Tulea și director adjunct al acestei școli. Primii doi directori și profesorii domnul Iosifescu și vreau să amintesc aici că am corespondat cu ajutorul domnului profesor Culea, cu domnul profesor Iosifescu, care este acum s-a stabilit în Râmnicu Vâlcean, care ne-a trimis fotografii, ne-a trimis scrisori. Care este de privacitate extraordinară. Și care ar fi vrut și dânsul să fie prezent aici, dar n-a putut acum să ne onoreze cu prezența. Documente puse la dispoziție tău de domnul profesor Culea. Este ceea ce facem noi acum, inserția socioprofesională pe calculator. Aici este inserția socioprofesională făcută de un profesor. Prima promoție a Centrului Școlar Agricol Călăraș, cu directorii de la acea vreme, și profesorii.
continuare fotografii din timpul orelor, în 1968. Așa arăta curtea școlii și școala în 1969. Thank you.
frumoase de agricultori. Eu, în punct acestui mic
mică intervenție pe care am pus-o am. Sunt convinsă că tuturor de aici ceea ce am scris noi acolo ne va spune ceva. Ne luăm de pe acum o scurt de prevedere în ideea că sunt convinsă nu am reușit să prindem la modul exhaustiv tot ceea ce ar fi meritat să fie într-o carte relativă la istoria acestei instituții, dar dacă dumneavoastră, după aceea, ne veți da sau un feedback, așa, poate că nu-i așa, vom reuși să scoatem și o ediție de nu mai scris, bă, nimic, că tu știi să ce s-a spus, nimic.
se întoarce domnul profesor, mai aplică o poală, îmi trage o cameră bancă, se face un cupui și îmi spune că următoare, de două ore, următoare, să fie totul rezolvat, ai înțeles? Numai stârcea mâna, am făcut aici, ținând strâns pixul și cu lacrimi în ochi, și am luat examenul cu 9.25, așa ceva, da. Dar vă spun, mă bucur mult pentru că anii mei de formare ca tânăr a fost în acest liceu, am plăcit foarte mult. Indiferent pe ce curs am mers după aceea, am ajutat acest liceu, ori de câte ori mi s-a cerut, fără a fi recompensat sau în cele ce m-a spus. Și în primul rând, așa ar dori ca toți ceilalți, indiferent unde ajungem și pe ce funcție ajungem vreodată, să dăm o mână de ajutor acolo unde am trecut și să nu cerem nimic în spirit, să ne așteptăm să primim. Ce privim? Asta privim. Suntem într-o carte, ne regăsim undeva acolo, ca foști elevi, și dacă putem contribui cu mare. Eu vă mulțumesc mult, timp pe de la mea. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor, domnilor, este o plăcere pe care nu o pot exprima cuvinte. Mi-ar fi plăcut teribil să vorbesc înainte să văd acele fotografii. Pentru că astăzi sunt aici la un moment extrem de important pentru liceul, dați-mi voie să-i spun, liceul agroindustrial Tăraș. Vreau să-mi plec puțin sufletul și să mă plec eu în fața memoriei dirigintei mele. Doamnei Moran. Au știut să fie alături de noi atunci când noi aveam nevoie să fim îndrumați. Perioada aceasta a adolescenței întotdeauna este puțin mai dificil. De asemenea, credeți-mă că am un sentiment de apreciere pentru toți cei care sunteți prezenți astăzi aici, dar vreau să mai salut și profesorul care mi-a fost alături la concursurile pe meserii. Doamna Vochiță, toată stima, respectul și recunoștința mea, chiar și pentru momentele de severitate în care ne-ați învățat cu disciplina. Și cât de importantă este disciplina în viață. Mi-am prins foarte bine. Liceul agroindustrial pentru mine a însemnat primul fior de iubire l-am simțit aici, între zidurile acestei clădiri, acestui lăcaș de educație și cultură, cum spuneați, doamna profesor. Primii fiori ai emoțiilor la examene i-am trăit în curtea acestui liceu. Prima dată am plâns la despărțire pe platoul acestui liceu, atunci când am predat cheia, predam cheia înainte, clasei a 11-a. Cele mai frumoase momente ale unei copilării, ale adolescenței, aici le-am trăit. De aceea vă mulțumesc, doamnelor profesori, pentru darul deosebit pe care îl faceți. Prin acest material, dumneavoastră, ne face să simțim că aparținem unui spațiu, unui loc. Că aparținem și noi cuiva, liceului agroindustrial. Mă uitam cu invidie și recunosc. M-a afectat și pe mine sentimentul acesta al invidiei la celelalte licee din Călăraș. Și eram puțin necăjit. Domnule, ei se pot lăuda cu o istorie. Noi de ce nu? Trebuie să caut prin cărți, pe net, pe aici, pe acolo, să văd cum am evoluat noi ca instituție. Vă mulțumesc, vă mulțumim că ne arătați acest lucru. Când ne întăriți sentimentul de a aparține unui spațiu. Și cred că spațiul și îl definim cum dorim noi. Ne revine nouă sarcina și dumneavoastră întotdeauna, dar sunteți obișnuiți cu sarcina aceasta, să îi determinăm pe elevii actuali și viitori ai liceului, ai colegiului Sandu Aldea, colegiului agricol Sandu Aldea, să fie obligați în învățământ, la carte, să fie obligați de înaintașii lor în acest loc.
Mi-ar plăcea ca la orele de dirigenție, dacă se mai practică, nu mai știu, mai sunt. Siguranță, consiliere, sigur. Da? Ca la orele de dirigenție, măcar de două ori pe an, să discutăm despre ce scrie în această lucrare. Dragilor copii, aveți înaintași deosebiți. Ia uitați cine a predat aici. Ia uitați cine a absolvit aici. Ne revine tuturor greaua sarcină să-i facem mândri de cei care absolvă liceul agricol sau colegiul agricol Sandoal. Să fie mândri. Așa cum unii se mândresc cu instituții de învățământ și copiii de aici se mândrească cu liceul agricol. Aș spune teribil de mult. Extrem de mult. Atâtea îmi vin în minte acum când vă revăd pe dumneavoastră ca parte a ființei mele. Sunteți parte a ființei mele. Niciodată nu ați încetat și nu veți înceta să fiți. Chiar și atunci când voi existați undeva aici, în mine și în fiecare elev care a ieșit pe porțile acestui liceu, acestui colegiu. Dumneavoastră nu veți muri niciodată. Pentru că dumneavoastră existați în zidurile acestor sări de clasă și în sufletele noastre. Și nici măcar odată cu noi, dumneavoastră, nu veți dispărea. Pentru că vorbele dumneavoastră vor răsuna în eter de-a purului. Și vor rămâne înscrise într-o lucrare care sunt convins că va deveni reper pentru alte lucrări și alte lucruri. Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc pentru ce ați realizat. Să trec. Văzând imagine mai devreme, mă simt tânăr. Deși am depășit 40 de ani, am trăit într-un mediu familial unde de mic copil se povestea din liceul agricol. Ambii părinți au fost absolvenți acestui liceu. Și colegii mei, în momentul în care am absolvit și am venit la acest liceu, nici nu măcar bănuiau cât de multe eu știam despre dânsii. Ce au făcut, cum au făcut. De mic copil treceam prin zonă și vedeam instituția ca și clădire. Și când am terminat facultatea, m-am și gândit, aici aș vrea să fiu profesor. Mă minunesc și acum și nici n-am întrebat colegele cum au reușit în bugetul ăsta de timp să găsească și timp pentru a scrie așa ceva. Am acasă manuscrise între vis-a-vis de ceva legat de geografie socială, culturală. N-am reușit să le pun, să le multiplic într-o carte. Nu am timp. Și de aceea felicitările mele colegilor noastre că au reușit să facă așa ceva. Am văzut trecutul liceului agricol. Eu, în mod personal, mi-aș dori ca prezentul și viitorul liceului agricol să țină de aceeași instituție, de aceeași clădire. Să rămâne de văzut cineva care rezerva viitorul politic al acestor meleaguri. Respectul meu și felicitări pentru ceea ce ați realizat. Aș avea o intervenție legată de aprecierile avute de colegul nostru, Relu Ioniță, la vis-a-vis de cele două colege. Mi-aș dori din tot sufletul ca să am o echipă și să fac o echipă cu toate cadrele didactice din actuale, așa cum fac cu doamnele respective. Sunt extraordinare. A spus colega mea mai devreme că supraevaluez. Nu! Recunosc și spun direct, clar, am această, mi-asum ceea ce spun întotdeauna, mi-asum întotdeauna ceea ce fac ca act social și atunci le mulțumesc din nou pentru ceea ce au făcut. Profit de ocazie să vă rog, după ce terminăm toate intervențiile, pe biroul respectiv este cartea de onoare a școlii și am să vă rog cei care doriți să spuneți un gând bun, să nu ezitați să ne spuneți acolo și să ne rămână peste timp. Mulțumesc! Felicitări! Sunt de acord cu ceea ce s-a spus și am găsit acolo o participă care m-a încântat. Perioada aceea că m-a fost deloc ușoară când am reușit să aduc materialele pentru noi grupare. Iar competiția legată de concursul Florin Vasilescu a fost în perioada în care am participat alături de doamna Iordache și de colegii din liceu. Bineînțeles că ceea ce am realizat în perioada în care eu am venit la liceu
și noi îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi și vă invităm la o căpeluță și la un ceai să mai depănăm amintirile. Da. Domnișoarei Cristina, sper din tot sufletul să nu greșesc, dar tatăl dumneavoastră este o prezență acolo, în acea carte. Noi am avut privilegiu să-l cunoaștem personal și vreau să spun că domnul profesor Scăunaș, trecut acum în neființă, a fost unul din oamenii acestei școli care, pe mine personal, când am îndrăznit să calc pragul acestei școli, m-a luat practic într-un fel de custodie și m-a școlit în ale istoriei acestei școli. Și dacă la momentul acesta noi am ajuns să punem și pe hârtie aceste evenimente, într-o oarecare măsură se datorează și memoriei tatălui dumneavoastră. O să știți asta. Da.